Municipiul Motru, după problema locurilor de muncă, cea mai importantă cu care se duc oamenii în audiență la autoritățile locale este cea a câinilor comunitari. Vreau să vă spun doar că din problemele pe care eu le am curente la audiențele pe care le țin cu cetățenii sau, mă rog, la discuțiile prin oraș, după locurile de muncă, care este o prioritate a cetățenilor, a doua problemă pe care ei mi-o ridică este asta, a câinilor maidanezi, care produc de disconfort, mai ales în perioada de seară, noapte. Cetățenilor care vin de la serviciu, de la schimbul 2, sunt foarte multe... Mulți motreni mușcați, mai fac și zgomot. De aceea noi trebuie să o luăm ca o prioritate și să încercăm să o rezolvăm cât mai repede. Și unde faceți padocul acesta? El este prevăzut în zona stației de epurare. Este undeva în exteriorul orașului. La ora actuală se lucrează la construcția padocului, dar din cauza temperaturilor mai scăzute și a ploii, lucrările stagnează. La ora actuală se lucrează la proiectarea padocului de câini maidanezi. Știți că a apărut legea câinilor maidanezi. Eu sper ca într-un timp cât mai scurt să intrăm și noi în legalitate. Mai sunt niște discuții în momentul acesta. Nu prea e toată lumea de acord cu eutanasierea. Sigur, se lucrează la normativele de aplicare ale legii. Până la urmă se va definitiva și aceste normative. Clar este că trebuie să avem acel padoc de câini. Este obligatoriu. O soluție eutanasierea, nu? Este și o soluție. Soluția cea mai bună din punctul meu de vedere este ca ei să fie adoptați de către oameni iubitori, să-i ducă la țară, să-i sterilizeze, să aibă grijă de ei. La Bălești, însă, autoritățile locale au strâns în jur de 40 de comunitari, dar cum nu au un padoc, au decis să-i ducă la Târgu Jiu. Abia am primit adresa acum 2 zile și, până la urmă, trebuie să-l construim și noi, ca și celelalte primării, însă, până în momentul de față, noi am mers pe principiul de a aduna și să-i ducem la Târgu Jiu, am vorbit acolo și ne-a primit. Am transferat din raza comunei Bălești în paducurile respective 40 de câini. Deci 40 de maidanezi, ai dus până acum? Adus până acum la paducul din Târgu Jiu, da. Și... Încet, dar sigur, autoritățile locale se mobilizează și strâng maidanezii de pe străzi.